Unul dintre cele mai criticate momente de la Super Bowl-ul de anul acesta a fost acela în care Jay-Z și Beyoncé au ales să nu se ridice în timp ce Demi Lovato interpreta imnul Statelor Unite ale Americii. Jay-Z a simțit nevoia să își justifice gestul. S-a întâmplat așa, am ajuns acolo, eram jos, iar show-ul urma să înceapă. Soția mea era cu mine și mi-a spus că știe foarte bine emoțiile astea. Ea are mari emoții deoarece a cântat în cadrul Super Bowl, iar eu nu. Am trecut imediat la modul de artiști, așa că acum chiar mă uitam la show. E microfonul pornit, era dat prea încet, am fost nevoit să le explic celor de la organizare că atunci când ești artist, dacă nu simți muzica, nu poți atinge un anumit nivel. Așa că tot timpul am stat acolo și am vorbit despre show, iar imediat după, Demi apare pe scenă și începem să vorbim despre cât de frumoasă este, cât de bine cântă și despre emoțiile pe care le are și lucrurile prin care a trecut în această viață. Eram extrem de mândri de ea.